Glory. Noi nu suntem bolnăviori. Don't forget to wash your hands. Tântem live? Păi ai dat live? Păi am dat live. Păi înseamnă că tântem. Înseamnă că tântem. Zi-mă, suntem sau nu live? Stai să vedem că nu știu, nu pot să văd eu de aici. Bine, bună dimineața, Tudor. Teoretic ar trebui să fim și live. Așa, păi practic suntem? Dacă teoretic suntem? Teoretic, dacă ai dat live acolo, suntem live. Cineva să ne scrie ceva dacă suntem live. Tudor, nu știu dacă ești, dacă nu-ți merge cu festivalurile și cu astea și dacă te mai ocupi de partea a doua de la documentarul ăla despre nunți, iară și pe noi să cântăm la o nuntă. La nunți de peltici putem să cântăm, avem o formație, se numește de peltici și cântăm tot felul de hituri din repertoriul național și internațional și le cântăm așa, știi? Aha, the quarantine. Da, încercăm așa. Ce s-a întâmplat, Tudor, de fapt? Am văzut ieri o postare de la tine și am zis hai să-l sunăm, vedem ce s-a întâmplat, că s-a adoptat mizeria asta de hotărâre privind starea de alertă și sunt interzise activitățile culturale, artistice, sportive în spații închise. Am văzut că nici la nunți n-ai voie cu mai mult de 8 oameni, adică, practic, instituția buchetului de mireasă se duce dracu în momentul ăsta. Și tu te-ai supărat pentru că voiai să faci evenimente drive-in și oricum le-ai și făcut de altfel la TIF și mă rog, asta s-ar fi întâmplat peste 2 săptămâni, adică pe 29 mai când s-ar fi deschis TIF-ul în condiții normale și mă rog, ți-au tras-o practic. Și acum cum arată lucrurile? Care e perspectiva? Și dacă mai ești sau nu supărat? Dacă, nu știu, te putem ajuta cu 200 de euro? Chico. Da. Deci cum stă treaba? Zim. Problema nu e că sunt eu supărat sau că nu mai putem face noi un eveniment pe care îl plănuiam sau nu. Chestiunea pe mine mă deranjează lucrurile care sunt făcute fără cap. Ori aici mi se pare că lucrurile s-au făcut probabil din panică, din neștiință și nu s-a gândit nimeni de fapt ce presupune organizarea unor evenimente de tip drive-in când publicul nu mai mult de 2 sau 3 oameni într-o mașină, vin într-o incintă cu mașina proprie, nu ies afară din ea, stau cu mințe acolo, se uită la un film o oră și jumătate, pleacă, dacă vor să meargă la toaletă, se pot duce niște spații, niște incinte care se dezinfectează, se duc câte unul, ai mai multe astfel de locuri, adică cei care organizează astfel de evenimente nu sunt niște ajamii, adică era foarte simplu dacă cineva s-a gândit de teamă, probabil, domnule, aoleo, e risc, dă pe Google acolo, drive-in România, vezi cine a organizat, vino și întreabă pe jupânii aia cum se întâmplă chestia asta, știi? Dar lucrul ăsta nu s-a întâmplat și atunci e foarte aiurea să te trezești. Nu e doar cazul nostru, sunt mulți alți organizatori care au vrut să facă drive-in-uri în toată țara. Vinerea sau săptămâna trecută cei de la ANCOM, Autoritatea pentru Comunicații, au dat inclusiv o normă prin care puteai să obții licențe de astea temporare de FM, nu? La venirea în incintă trebuie să primești o frecvență unde tu să-ți acordezi radio-ul. Adică totul părea într-o lume normală că, da, ok, e starea de alertă, s-au mai relaxat niște lucruri și aceste evenimente pot fi posibile, oamenii au nevoie de un pic de relaxare, vor să iasă să... Ușor, în limita legii, am înțeles, cum ne-a spus și președintele, nu vă deodată, hai să facem chefuri și paranghelii, mai ușor, dar lucrul ăsta se putea face fără probleme. Pe mine mă deranjează chestia asta cumplit că cineva din PIX a zis, băi, nu, de ce să-mi asum eu? Și sunt absolut convins că așa s-a întâmplat, știi, de ce să-mi asum eu niște risc? Lasă, domnule, mai bine să stea acasă două săptămâni, ce dracu, să stea să-și pună muzica, filmele la ea acasă, ce să iasă. Știi, și nu mi se pare normal. Mai există vreo rundă de consultări? Adică crezi că după ieșirea asta publică se va întâmpla ceva, oamenii pot să revină? Până la urmă nu e târziu și nici ceva dramatic să spui, băi, uite, ne-am mai gândit, poate că n-ar fi o idee rea ca lumea să se relaxeze și să le dăm oamenilor șansa să facă o parte din lucrurile pe care, sau nu știu, simulacre de normalitate din astea, ca pe vremuri. Pentru că eu fac bine la căpuț. Scuze-mă. Da, eu cred că odată ce o hotărâre de guvern a plecat de la guvern,
guvernul însuși nu mai poate retrage, chiar dacă probabil s-au gândit acum unii că au făcut o prostie, dar hotărârea să ajunge în Parlament și sper ca, mă rog, anumite creiere luminate din Parlament și noi așa ne rugăm ca acestea să fie ale PSD-ului, pentru că ei au majoritate în Parlament, să spună fraților, totuși e un pic prea mult, adică da, chestiunea asta se poate elimina și poți să aprobi acest eveniment condiționat, cum mi-a scris un prieten aseară, nu-i dau numele, care are, e cu funcție și mi-a spus, domnule, să aprobi condiționat înseamnă că cineva trebuie să gândească și să-și asume decizii, ceea ce în România e tricky, adică e mult mai simplu să spui nu, frate, nu, nu e nu, e clar. Înțeleg, da, e ca la temperatura asta luată la intrare în supermarketuri. Nu e ca și cum te-ar trece pe tabel să spună ăsta corespunde, ăsta nu corespunde. Îl zicem la tovarășa dirigintă. N-am pățit de asta cu temperatura, dar ieri am intrat într-o benzinărie și am intrat așa lejer, fără să mă gândesc la... Și cum am intrat, un nene de acolo mi-a zis, masca! Masca, vă rog! M-am întors acolo, parcă am călcat pe bec, așa am făcut. E complicat, da, să-ți reformeze reflexele. Să-ți impui rutina asta tot. Planurile voastre care sunt? Ce s-a mai ales de TIF, ca să zic așa? Că tocmai stătea să înceapă, era atât de mișto. Da, noi ar fi trebuit să începem pe 29 mai, când ar fi trebuit să facem un event drive-in la Cluj, să vedem ce s-o alege. Altfel, noi suntem încă optimiști că se poate face în luna august, credem noi, într-o formulă mult mai mică, mult mai butic, mult mai altfel, dar cu multe proiecții în aer liber. Adică e tipul de eveniment care, iară, mă uitam aseară de curiozitate să văd în Europa cam cum stau lucrurile și există metodologii și planuri foarte clare. În Cehia s-au deschis sălile, sigur, cu 30% de capacitate se poate intra la film. În multe alte țări, proiecțiile în aer liber în Polonia și în alte țări au început să funcționeze și mulți spun că toată vara, de fapt, adio multiplexuri și partea oamenii vor putea să vadă filme din cele care nu s-au lansat în primăvară în proiecții în aer liber și în drive-in-uri. Deci sper și la noi, dar m-am lămurit, trebuie să scriem noi metodologia și să o propunem autorităților, adică vreau să fac chestia asta pentru că să adun niște colegi și să încercăm noi să luăm practicile europene. Da. Și să le opunem celor care trebuie să ia decizii aici. Și cred că s-ar putea să le priască genul ăsta de treabă. Adică cred că e mai bine așa să-i ajuți pe oameni. Uite, ne-am gândit la asta, iau să spună, ce idee bună, parcă seamănă cu ideea noastră și așa mai departe. Da, pentru că probabil ei sunt debordați și nu sună. Adică e foarte simplu să te consulți cu niște oameni care se pricep și au competențe într-un domeniu, dar asta nu se întâmplă. Așa că mergem noi peste ei, că e mai simplu așa. Păi e foarte bine. Nu știu, simt pumnii să se dea drumul. Când ajunge tâmpenia asta în Parlament? Păi ar trebui să ajungă în vreo 4 zile sau 5 zile și, mă rog, eu cred că săptămâna asta ei vor tranșa într-un fel sau altul. Și, nu știu, mă gândeam să le dăm și niște link-uri de cam cum se întâmplă evenimentele astea. Au apărut filmări pe Euronews, au apărut imagini. Avem niște prieteni de la un festival din Vilnius care au făcut un astfel de gig în aeroport și a devenit așa o mare chestie. M-am uitat la ei, zic, fraților, noi am făcut așa ceva la TIFF, n-am să uit niciodată. În 2010 făceam marele drive-in cu un film în care apărea Jean-Claude Van Damme pe autostrada Transilvania, the so-called autostrada Transilvania. Primisem niște bani de la Bechtel atunci, care voiau să se împăuneze că au făcut și ei un ciot acolo de autostradă, dar am zis hai să facem acolo un drive-in și a fost pentru mine în continuare una din amintirile de la TIFF cele mai wow, pentru că au venit oameni din tot Clujul pe bucata aia de autostradă, nu încăpeau pe să vadă, știi, să vadă bucuria asfaltului, să vezi ca Mandachi la Suceava, s-a turnat acolo câțiva metri și oamenii n-au mai încăput pe asfalt, s-au așezat pe niște dealuri de jur împrejur. A fost foarte tare evenimentul și cam asta s-a întâmplat și la Vilnius, s-a întâmplat și în Germania și vezi că după o perioadă de asta grea și așa, oamenii vor, au e o nevoie firească. Dacă organizezi cum trebuie și dacă te pricepi și dacă oferi autorităților aceste garanții de seriozitate și de că știi ce faci,
Dom'le, trebuie să te lași să-ți faci treaba, dar dacă avem numai mentalitatea asta de nu și de... Băi, nu e în regulă, adică pe mine asta mă termină. Da, probabil că Elena și mai ales teama de responsabilitate e la fel de mare. Dacă îi poți ajuta pe oameni să le pui hârtiile sub nas și metodologia importată de la exemplele de bune practici din Europa, probabil că lucrurile se rezolvă. Și oricum nimeni nu vrea să iasă frate din mașină. Tu îți dai seama ce poluare e la un drive-in? Eu mă mir că n-ați avut încă niște activiști pe cap. Ai grijă, trebuie să vină ăștia acum. Băi, poluează Giurgiu și cu drive-in-urile. Să vezi tu, nu? Mai e o chestie, știi că există și varianta să ți se ofere o, nu știu, o pungă sau să ți ofere niște o apă plată sau niște mâncare și asta sunt convins că probabil pe mulți, eu știu, nu știu, habar n-am, niște organe de ordine publică, gen jandarmerie sau pe unii s-ar putea să-i fi blocat chestia asta. Dom'le, n-avem norme, ce facem? Cum ne activăm? Păi și aici este simplu, adică poți să faci lucrul ăsta sau poți să nu-l faci. Sunt alte țări unde nu s-a făcut chestiunea asta. Adică sunt N variante de a putea. Omul poate să vină și de acasă. Nu ți-ai făcut două luni mâncare în carantină, ți-ai mai pune un... poate primești doar niște popcorn preambalat. Adică poți să elimini toate riscurile astea. Dar, again, trebuie... E puțin complicat. Poți să-ți faci popcorn și pe radiator, nu e o problemă, poți să pui acolo o licică de fontă și se rezolvă la botul calului sau botul mustangului. Mulțumim, Tudor Giurgiu, și ținem pumnii. Suntem aici pentru updates, dacă e nevoie de noi să te mai faci auzit, cu mare drag, și ținem pumnii să revină gloria tifului, să redevină tiful ce a fost. Mersi. Te salutăm, numai bine, Tudor, da. Și baftă și bravo pentru ce faci. Mulțumim mult. Bun, Tudor Giurgiu a fost, am vorbit, poate țara noastră are o șansă să îi revină drive-in-urile. Și ca să încheiem cu un cântec vesel totuși, să nu uităm de... băi, Mihai, noi n-am vorbit astăzi de meciul declarațiilor. Păi da, ce facem noi acum? Lucrăm la asta sau ne batem joc? Hai să lucrăm un pic. Zici să... stai, nu te mai aud. Păi dacă nu... așa. Așa. Mulțumesc. Sau revenim după chestia asta. Revenim după. Revenim, hai, cu meciul declarațiilor, dar și facem o poză cu Tudor Giurgiu. Facem Tudor, rămâi puțin cu noi, da, ca da. Să tocmai facem o poză cu monitor. Tocmai ce am chis, da, mai sunăm noi odată. V-am pupat, oricum, zice cineva că trăim în țara lui nu se poate. Nu, trăim în țara lui nu se dorește să se vrea. Morning Glory. Let's make eyes together on Rock FM.